fost o gală super, RXF numărul 20 la Sibiu, un public incendiar, deci a fost sala arhiplină, ceea ce își dorește fiecare luptător să lupte în fața unui public atât de numeros. Din păcate nu au mers lucrurile așa cum ne-am dorit noi și o să vă povestesc așa pe parcurs. M-am simțit foarte bine de la cântar, de când am ajuns acolo, ca în vacanță, ca la fiecare gală. Nu simt tensiune, emoție, mă activez acolo la vestiar, dar se pare că pregătirea, lipsa de pregătire specifică de MMA și-a spus cuvântul și lipsa mea de experiență totodată. Adversarul meu a venit de la o categorie superioară, am înțeles că a luptat și la 80 de kilograme și la 70 de kilograme, acum a coborât în 65, a făcut 65 de kilograme, a venit în categorie, nu are asta nicio treabă, dar l-am simțit foarte puternic, deci dacă ar fi să-l compar pe el cu adversarul trecut, l-am simțit mult mai puternic și de o intensitate, o condiție fizică ieșită din comun, de invidiat. Se vede că a fost foarte bine pregătit, tot timpul a pus presiune și într-un ritm dintre ăla nebun care m-a scos din normalitate, să spunem așa. Prima repriză am fost la un pas să câștig, am prins acea ghilotină, am făcut strategia de la vestiar, am zis cum intră la picioare, trag ghilotină și încerc să finalizez acolo și să închei lupta acolo. Dar, din păcate, am simțit că pur și simplu respiră din ce în ce mai greu. Bă, horcăia, îi spune Mistrețul, dar horcăia, credeți-mă. Până mi-a scăpat o mână, mi-a alunecat o mână și a rămas acea ghilotină într-o mână, am renunțat la ea, n-am mai avut încotro. După aia am încercat să mă ridic, el mi-a luat spatele, am ajuns cumva, a vrut să mă arunce, să-mi facă gen un procedeu dintr-o la spectaculos, să mă arunce în cap. N-a reușit, că mi-am lăsat centrul de greutate în jos, mi-am balansat centrul de greutate în jos, am ajuns într-o demigardă, mi-am testat loviturile de cota, așa cum mi-a spus Tudor Mihaițe de la colț, să pun mâna, să-l împing cu mâna și să-i dau cu cotul. A trosnit de câteva ori în chelia lui, am deschis și o arcadă acolo. M-am simțit bine în momentul ăla, am luat full mount și acolo am greșit, n-am știut să profit de acea situație. Am dat câțiva pumni, câteva lovituri am dat acolo și eu, în general, la jiu-jitsu mă simt mult mai confortabil din control lateral. Nu mă inversează aproape nimeni din controlul lateral, greu să mai recupereze sau să mă inverseze. Dar aici, în mount, nu mă simțeam atât de confortabil. Am zis, bă, să mă duc... O grămadă de gânduri îmi treceau prin minte. Nu știam, să mă duc după un armbar, să mai lovesc și am luat decizia cea mai proastă de a trece în acel control lateral și l-am scăpat de acolo și deja meciul a început să se întoarcă de acolo, a început adversarul să lovească foarte mult, ground and pound, să mă ridice, să dea slam cu mine pe acolo, tot ce s-a văzut la televizor. În a treia repriză am fost foarte obosit, l-auzeam pe Tudor din colț când îmi zice ridică-te, 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 dar nu mai puteam, simțeam că se învârte cușca aia cu mine, deci un efort fantastic, imens, exact ca și cum aș simți după un antrenament de condiționare. Am făcut antrenamente de condiționare, când ai acea insuficiență respiratorie și nu doar insuficiența respiratorie, că nu poți să respiri bine, ci și acea stare de vomă, că îți vine să vomiți, chiar de multe ori am și vomitat, să spunem așa, la antrenamentele de condiționare. Aici, acea senzație o aveam după meci, deci foarte, foarte puizant. A fost pentru prima dată când am luptat 3 reprize de 5 minute, este al naibii de greu și în ritmul ăla infernal tot să vină adversarul pe tine mereu, este foarte greu să lupți 3 reprize de câte 5 minute. N-am luptat niciodată, toate meciurile mele de MMA s-au încheiat în prima repriză, ori am pierdut, ori am câștigat, dar au fost în prima repriză. Știu unde am greșit și unde avem de muncit, mult antrenament specific, puși jos în situații dificile, trebuie să ne ridicăm de acolo, să ieșim de acolo, mă duc la baie, vomit, vin înapoi și din nou la treabă, cam așa trebuie să decurgă antrenamentul. E isteria asta cu Sorin Pantera Tănăsie. Trebuie toată lumea să înțeleagă, în primul rând, nu e corect să răspunzi la anumite întrebări care mi se pun pe Facebook, care mi le pun fanii pe Facebook, tot cu niște întrebări. Eu i-aș întreba așa, scurt, fanilor și iubitorilor sporturilor de contact? Ce stil de arte marțiale li se pare mai dur? Mie mi se pare mai dur și mai bărbătesc să lupți în cușcă, da? El vrea să luptăm kickboxing. Eu la kickboxing am renunțat de acum vreun an de zile. El când m-a provocat acum un an de zile, m-a provocat după un meci de-a lui care l-a susținut în MMA, la Craiova, a debutat în MMA, a luptat în cușcă, da? Am impresia cu un adversar pe care l-am învins. El atunci m-a provocat. Eu am acceptat din prima provocare a lui. Nu m-am dat în spate nicio secundă. Lupt cu brațele deschise, nu am refuzat niciodată nicio luptă. Dacă promotorul îmi oferă șansa de a lupta cu Pantera Tănăsie, oricând, la orice oră sau cu 10 de ca Pantera Tănăsie, voi lupta cu siguranță. Nu are nicio treabă una cu alta. Dar problema este că toată lumea mă înnebunește. De ce nu vreau să lupt? Fraților, vreau să lupt cu el. Cine refuză meci? Cine refuză bani în plus? Nu? Haide să fim serioși, trăim din asta, asta facem, e jobul meu, e businessul meu până la urmă. Vreau să lupt, dar îl aștept în cușcă. Mie mi se pare mai bărbătesc să accepte o luptă în cușcă cu mine. El vrea kickbox, că s-a apucat acum mai nou de kickbox când eu m-am lăsat și el m-a provocat pe kickbox. Odată ce provoci pe cineva, te lupți. Indiferent, nu mai contează pe ce stil. Dacă eu te provoc pe tine, Tudor, sau pe nu știu cine provoc, eu îl provoc la luptă, eu lupt pe orice stil vrea el. Nu mai țin cont că e MMA, că e kickbox, că e box, că nu știu ce. Dacă mi s-a oferit șansa de atâtea ori, și anul trecut în decembrie am spus să luptăm pe MMA în cea mai tare gală care a fost aici la București, nu a vrut. Am vrut să lupt cu el la Craiova, la el acasă. Nu a vrut să lupte nici acolo. Că a zis că el vrea kickbox. Păi până la urmă vă întreb pe voi, care dintre noi refuză lupta, eu sau el? Eu vreau să ne batem cu mănuși mai mici, să ne batem la sol, să ne dăm coată în gură până ne scoatem dinții, să vedem care e mai bun, dacă asta vrea până la urmă. Eu vă las pe voi să decideți și la aprecierea voastră rămâne cine credeți că este mai bun dintre mine și Sorin Pantera Tănăsie. Eu îl aștept în cușcă cu brațele deschise. Cine știe, poate acest meci se va concretiza, poate nu va fi niciodată, dar haideți să lăsăm vorbele și gargara asta și toate vorbele astea urâte pe Facebook, scrise așa cu pichinezi, cu nu știu ce. Meciuri, am pierdut un meci, poate o să mai pierd, poate o să câștig încă 100, nu se știe niciodată. Eu vă îmbrățișez pe toți cu drag și urmăriți-ne în continuare. În decembrie este o nouă mare gală de MMA, RXF 21 la București. Va fi, bănuiesc, MMA All Stars. Sorin Pantera Tănăsie te așteaptă în cușcă. Ai timp de pregătire o lună și jumătate sau 2 luni aproape, că deja nu suntem chiar la sfârșitul lunii octombrie. Te aștept cu brațele deschise în cușcă. Vino să ne luptăm ca niște bărbați adevărați.